Când l-ați cunoscut dumneavoastră pe domnul Gigi Becali? El era în anturaj și înainte de 89? Că... A, da, era în anturaj, era prieten cu Gică Hagică, macedon. Și le făcea, le dădea schimbul de valută, ceva de gen. Știu că i-am dat și un șut în fund odată, dar nu are. Dar după, a fost o chestie, asta putem să o discutăm cu altă ocazie, că e mai importantă. Că în momentul în care m-a luat de la Facultatea Militară, da, da, m-a sunat ministrul Babiuc, nu știam. Doamne Gatu, vreau să veniți până la mine, nu știu, da. M-am dus, era ministru. Domnule, vreau să vii la Steaua, nu știu, domnule, nu pot să vin la Steaua. În primul rând, am o treabă să-mi termin și în al doilea rând, e cu coneroțele, acum să mă duc peste el. Corect. Nu, că îl dau afară, l-am dat afară, nu știu ce. Domnule, nu. Și n-am vrut. Și atunci mi-a trimis o hârtie cu anteci semnate, păcat, dar cred că există în arhivă la Facultatea Militară, semnate de el, că începând cu data de facultatea și încetează activitatea și până nu da, până la data de începând cu data de și încetează până atunci să ne consumăm cei care erau înscriși. Da. E, treaba asta a fost nasoală. Și până la urmă trebuie să mă duc. Am dus cu forța. Și acolo am dat de pușca și de Bedo, cred că îl știi. Care era prieten cu Babiuc. Și i-am văzut că eu l-am găsit acolo, nu l-am adus eu. L-am întrebat pe oțelea, bă, conele, cine? Pușca, Marcel Pușca, te referi, nu? Marcel Pușca. Da. Și zic, ce e problemă? Cine l-a adus? Bă, mi-a dat tot din Babiuc să-l aduc și l-am adus, ce să fac? El era prins cu niște chestii făcuse și probabil că... Am înțeles, da. Și Marcel vine la mine prima dată. Da, președinte, nu știu ce, da. Și l-am luat pe lângă mine. Da, atât. Pe cine ați adus? Pe Pușcaș. Pușcaș era șeful echipei de fotbal. Tocmai de asta zic. Și am înțeles, bun. Și încerca să mă lămurească. Dar de comun acord cu Babiuc, da. Să mă lămurească, să fac o reducere de secții, da. Așa, și să-i dau echipa lui Pușcaș. Și la un moment dat s-a oprit să zice, haide, dați-mi echipa, vă spun eu cum, dar cum vrei mă să o, era în spate, cum vrei să o, Finanțez. Păi vă spun eu, dar să nu spuneți la nimeni, vă spun eu, zice, fac moșii, știi, cu din alea, și vând semințe. Auzi, bă, ce vrea să facă asta? Deci pleacă, bă, de aici. Când a plecat ăsta, Vasile, șoferul, șeful, ce faci, hai să-l uităm pe aici, bă, stai nebun. Așa. Da. Și, dar el vrea să facă la ordine. Și n-am vrut. Și m-a sunat, domnul Gață, doamne, când v-am adus la clubul Steaua, nu, când m-ați rugat să vin, că n-am, da, v-am spus să faceți reformă, faceți, domnule, reforma, domnul Babiuc, nici am spus ministru, domnul Babiuc, domnule, spuneți-mi și mie secțiile care vreți, păi, domnule, toate, domnule, ce mai, pe ele trebuie să-i dau și dă-i alu Pușcă, domnule, nu dau, că nu e bunul meu, și afară de asta, nu pot să dau afară campion mondial. Campion mondial sunt la toate disciplinele. Cum? Da, o fac cu multă plăcere. Dați-mi scris ordin. Ordin, da, să fac asta. N-a dat. Și, doamne, băieții, îl înjură pe Dănilescu, îl înjură pe Marcel. Bă, scrie-mi, bă, lasă-mi pe vorbe, nu. Scrie-mi că îl înjură și asta. Și îmi trimite tabel nominal cu că nu mai vor să lucreze cu ăsta, că uite ce au făcut. Da. Și am păstrat-o. Plus că Alexandrescu a venit la mine, nu murise, era pensionar. No. Oțelea, ce-mi spunea de el, ăștia, știi? Dar Alexandrescu
M-a terminat, că zice, Cristi, spun eu, dă-l afară, domnule. Păi cum să-l dau? De unde să-l... De ce? Păi nu mi-e știe că eu l-am prins când era jucător. A stat vreo două luni la Steaua. Și l-am prins în vestiar că fura banii jucători. Astea sunt niște acuzații... Grave. Grave, da. Da, dar nu, nu mă... Și ce, eu trebuia să iau măsuri? Nu. Da, ca să știi cine era. Da. Și atunci am zis, mă... Da, eram, pentru că nu pot fi da, probate... Da. Sigur. Și eram într-o ananghie, că zic, Federația mi-a spus că dacă nu, până la data de 15 mai, nu privatizez clubul, nu mă înscrie în cupele europene. Da. Liga nu mă înscrie în campionat. Păi săreau jumătate din București, mă călcau în picioare. Mi-am dat seama că trebuie să controlez și adresele oficiale care mă somau. Și am dat telefonul Mircea Sandu și și au venit la mine și le-am arătat. Și au zis că nu sunt. Nu sunt ale noastre, domn. Și Mircea Sandu zice, bă, vezi că e unul rus, sau nu știu cum îl chema, și e din Oradea, zice, să nu fie ceva cu pușca, că pușca era din Oradea. Și până la urmă asta era. Da. Și cum s-a produs atunci separarea? Că dumneavoastră trebuie să știți atunci. Cum a ajuns la Gigi Becali? Adică... Nu, la Gigi Becali nu. Nu era Gigi Becali. Nu, știu, dar în 2003 dumneavoastră mai aveați vreo legătură? Ați mai ținut legătură atunci? Pentru că știți că se vorbește acum foarte mult. Dom'le, a luat Gigi Becali clubul în mod corect sau nu? Nu știu. Nu deci dumneavoastră n-ați mai avut nicio conexiune cu cei de atunci? Păi nu. Păi momentul că... Păi stai puțin. Și acum, faza finală. Am făcut un proiect de statut. Pentru? Pentru... În care scriam absolut totul. Deci nu rupeam de armată. Am înțeles. Ați vrut să o lăsați cumva tot timpul legată de... Legat. Deci... Nu mai este răspunzător ministerul, dar erau 4 sau 5 chiar generali din armată. Da. Exact unde le trebuia. Aia. Da. Bun. În plus de aia, erau membri, fiind considerați toți fotbaliștii, care au activat minimum 4 ani pentru echipă. Pentru echipă. Ca să nu fiu atacabil de pușca și el a stat o lună sau două. Da. Deci, practic, el nu avea drept. N-avea nicio drept. N-avea drept. Practic, atunci a început separarea echipei, dar dumneavoastră ați încercat să o lăsați agățată de ce era important, adică de armată. De armată. În plus, da, o secundă. Deci, nu era nicio urmă de Becali. Erau, în adunarea generală, era Victor Becali și Giovanni. Erau ăia. Dar nu era Gigi Becali. Da. Așa. Și ăia nu i-a băgat în seamă. Vorbisem cu Ienei, să vină Ienei. Că nu puteam să mă propun pe mine. Și dacă eu eram comandantul, aia să fac altul. Și am căzut la pace, că vine Ienei. Și asta era într-o duminică. Am fost... Și el trebuia să vină de când, domnul Ienei? De când trebuia să... De atunci. Imediat, am înțeles. El era și el la PD. Da. Și era și ministrul sportului. Deci, și cumva... și-a dat demisia de acolo. Și-a dus demisia. Și atunci vină la asta. Da, Cristi, până la urmă am căzut de acord. Era într-o duminică. Luni, eram și-o liniștit. A rezolvat. Era inatacabil, nu putea să mă atace pușca și că l-am adus pe Ienei. Da. Și era adunarea generală de la fotbal. Eu, fiind noul comandant, că eram nou, că n-am stat decât 7 luni sau 6 luni. Da. Eram de drept membru comitetului executiv, în locul Oțelea. Așa era, da. Și eram sus, s-a degrevat de sarcini vechiul
și urmau să fie alegeri. No. Și eu nu mai vreau, am votat și gata. Și așteptam. Și vine ăsta Cașai și îmi șoptește mie, eu să vedem de bucurie. Și a crezut să te roagă Mircea Sandu să te urci până sus. Da. Când vin tu, Mircea jos și în picioare era ele. Și Sandu, ne-a crezut, te rog frumos, da, ajută-mă cu ceva. Da, spune. Vrem pentru... Dă-i voie să fie la echipa națională, da. Că zice, e Mircea Lucescu face tam-tam și nu vreau să... Da, domnule, de acord. Dacă se uită, zic, Imi la mine, se uită, da, Cristi, că nu e vorba de bani. Da. Păi stai, mă, m-am uitat așa la el. Vă dați seama, da, se destrunase tot. Luni, marți era, n-am dormit noaptea, n-aveam pe cine. Ultimul cu voia dumneavoastră era Viorel Păunescu. Era ultimul, n-a apelase. Da. N-am avut, trebuia să apărez la el. Că, dacă nu, trebuia să candidez eu. Nu vreau nici... Și îl sun. Viorele era la Lido. La Lido, da. Viorele, uite, tu era... Vii mâine, da? Da, domne, vin, ce frică că nu vin, vin pe cuvântul ăla, bine, dar te rog frumos, uite, dacă te rog ceva mâine, să nu mă refuzi. Și lume multă vine și ea, statutul spunea așa, se aleg membrii, ăia 18, da. Că au fost 17 încă unul. Da. Da, și erau din sport, din fotbal. Și la pauză se retrăgeau și își alegeau dintre ei președintele. Și eu așa am rămas, s-au retras ei acolo, mă așteptau, eu, luminile, chestii, sonorizare, și mă duc acolo. Când am venit, toți au poziția de drept, așa, dar crezând că gata, să le spun. Da. Și eu, m-am uitat, Viorel era acolo, stătea lângă un dulap, bibliotecă. Și zic, domnul, haide. Începem acum, vă propun să fiți de acord ca președintele secției să fie domnul Viorel Păunescu. Bă, în momentul ăla s-au declânc, aproape că leșinați. Așa a ajuns. Cum? Nu s-a acceptat. Nu, pe mă l-am luat și am zis, bă, Viorel, știa și știa să-l și facă, dar n-avea forța pentru tot. Și după un timp, face o adunare generală, el, că i-am dat, da. Așa, face o adunare generală la stadionul Ghencea, acolo. Și mă cheamă, mă invită. Deși a mai fost o adunare generală în care Babiuc l-a chemat și a zis, dom'le, să-l propui pe Pușca să fie... Am înțeles, deja am încercat la el acum. Da. Și mi-a spus Viorel, bă, uite, știi, mi-a spus, pune, bă, treaba lor. Acum eu nu mă interesează, dar vă legați la cap. Și înainte de ședință, îmi spune, mă întâlnesc cu el și zice, Cristi, uite, stai în prima bancă. Băi, stau în prima bancă. Și dacă eu ridic mâna când îl votez pe Pușcheaș, înseamnă că nu are nicio șansă, că el vedea cam câți votează. Da. Și a votat, cu el erau 4. Deci îți dai seama ce iubea pe acest Pușcheaș. Da. Și, pe urmă, face încă o adunare, că între timp, atunci mi l-a prezentat, după ședință, mi l-a prezentat pe Gigi Becali. Dumneavoastră credeți în toată nebunia asta, că există o nebunie, FCSB, echipa asta care acum în Liga 1, da. Este Steaua București? Sau cum o vedeți dumneavoastră? Eu văd așa. Am fost la Becali într-o zi și a fost la început, da, și m-a zis, nu mai vreau, domn. Nu. După aceea, ești nebun, m-a zis. Că m-am dus la palatul lui Regal acolo. Și i-a spus, băi, Gigi, într-un cacare. De ce nu dai mâna cu Steaua? Nu, domne, că eu vreau să fac a mea, e a mea, eu am plătit. Păi nu mă interesează, păi n-am venit asta. Dar ca să...
cu talpan ăla, că ăla... Și n-a vrut. I-am spus și lui Viorel, bă, Viorele, tu l-ai adus, spune-i mă să... Nu vrea, e tâmpit, nu știu ce, treaba. Și... Dar în mod normal, ceea ce a făcut, nu poți să refuzi. Becali a dat niște bani, a ținut. Dar el de aici să-și ia toată istoria, nu se poate.